Bună dimineața, dragii mei! Astăzi ne vom reîntâlni cu una dintre cele mai frumoase povești semnate de frații Grimm. Este vorba de Motanul Încălțat. Știu că unii dintre voi o cunoașteți și mai știu că vă veți bucura că o veți reasculta. Dar printre dumneavoastră sunt și mulți care nu o cunosc. Și vă mai mărturisesc că zilele trecute m-a sunat o doamnă din Franța și mi-a spus că în fiecare dimineață băieții ei ascultă poveștile noastre. Și tocmai de aceea, pentru cei care sunt plecați în afară și nu au cum să citească în limba română, mă bucur să dăruiesc aceste povești. Și indiferent de vârsta pe care noi o avem, cu toții ne bucurăm de această lume minunată a copilăriei, care acum la noi se traduce prin povești. Dragii mei, veniți mai aproape să ne bucurăm de această poveste minunată. Ascultați-o cu atenție, iar la final vă sfătuiesc să o comentați împreună cu cei dragi și acolo, la final, să-i descoperiți înțelesurile. Se spune, dragii mei, că a fost odată, ca niciodată, un bătrân morar care avea 3 feciori. Când a murit, le-a lăsat moștenire toată averea sa. Nu era prea mare. Moara, un măgar și un motan. Cel mai vârstnic a primit moara, mijlociul, măgarul și mezinul, vrând, nevrând, a trebuit să se mulțumească doar cu motanul. E o moștenire demnă de unul ca tine. Îl luau peste picior frații cei mari, care îl considerau pe mezin un nătărău. Miau, nu-i asculta, stăpâne, mieuna motanul. Miau, eu sunt, ce-i drept, așa cum sunt, nu sunt moară, nu sunt nici măgar, dar, dragul meu stăpân, nu sunt nici pisică obișnuită. Nu sunt în stare să macin grânele și să fac făină, nici să car poveri mari în spate, așa cum face măgarul, dar nu-mi lipsește dibăcia. Dă-mi, te rog, o pereche de ciuboțele și un sac și vei vedea că soarta ta în curând se va schimba. Miau, miau! Fă ce vrei, îi spune băiatul și se întinse pe iarbă sub cerul senin. Fără să piardă timpul, motanul își trase pe labele din spate o pereche de cizme lungi, umplu sacul cu ovăz și îl puse în spinare și plecă la vânătoare. Când ajunse la marginea pădurii, puse sacul pe pământ cu gura deschisă, iar el se piti iute-iute în tufișuri. Nu trecu nicio oră și în sac intră un iepure curios, adulmecând mirosul îmbietor al ovăzului. Atât aștepta motanul. Cât ai zice pește, ieși din tufiș, legă sacul strâns, prinzându-l pe iepure înăuntru. Apoi aruncă sacul din nou în spinare și, fără să mai piardă o secundă, o porni spre palatul regelui. Conducătorul acelei țări era cunoscut pentru lăcomia lui și pentru dragostea pentru averi. Pentru o friptură delicioasă și un galben strălucitor, era în stare să uite de toată lumea. Motanul îi făcu o plecăciune adâncă. Miau, miau, luminăția voastră, onorabilul și bogatul meu stăpân care te admiră nețărmurit, îți trimite în dar, miau, miau, iepurele acesta. Fii bun, miau, miau, și primește-l.
Îl primesc, tinere, îl primesc. Dar cum se numește stăpânul tău? Se numește Miau Jupân Carabas. Jupân Carabas. Trimite-i, te rog atunci, da, transmite-i stăpânului tău că ne-a făcut o mare, mare bucurie darul său. Apoi motanul făcu o reverență demnă de un curtean rafinat și se întoarse la fiul cel mic al motanului. O, te-ai întors, strengarule, spuse cu reproș în glas mezinul. Apoi oftă și se întinse din nou pe iarbă sub soarele puternic. Motanul nu-i spuse nici măcar o singură vorbă despre faptele sale. În ziua următoare plecă din nou cu sacul la vânătoare. De data aceasta reuși să prindă două prepelițe. Regele se îmbujoră de bucurie la vederea noului dar atât de plăcut papilelor sale gustative. Își înghiți saliva, căci i se făcuse poftă deja și spuse: O, ce onorabil e stăpânul dumitale! Miau, miau, așa e luminăția voastră! Îl aprobă motanul zelos. Onorabil și chivernisit, așa este stăpânul meu. Miau, miau! În săptămânile care au urmat, motanul îi aducea zilnic regelui câte un vânat în dar. Niciodată însă nu-i spusese o vorbă despre isprăvile sale mezinului slab și înfometat, care zăcea la soare cu burta goală. Într-o bună zi, motanul o întâlni la castel. Pe cine credeți că a întâlnit? Pe prințesă, dragii mei! O domnișoară de o rară frumusețe, frumoasă, frumoasă. Ah, strigă frumoasa prințesă și bătu din palme de uimire. Un motan încălțat! Ce făpturi ciudate trăiesc pe lumea asta! Tare, da, tare aș mai vrea să-l cunosc pe stăpânul acestui animal minunat. Oh, ce m-aș bucura să-l cunosc! Motanul o măsură cu privirea din cap și până în picioare, apoi mieună. Miau! Ai fi o nevastă minunată pentru stăpânul meu. Miau, miau, minunată. Da. Nimic mai simplu. Miau, miau, domnișoară, zise el apoi cu voce tare. Îl vei găsi mâine, da, la promenadă prin împrejurimile morii. În fiecare zi, la amiază, miau, miau, se duce să mediteze acolo. Acolo, miau, miau, ai să-l poți întâlni pe stăpânul meu. Miau, miau. Tată, hai să mergem mâine în vizită la Jupân Carabas, strigă prințesa. Regele, în cuvință, printr-o înclinare a capului, bucuros că are în sfârșit ocazia să-l cunoască pe generosul său supus, iar motanul fuge într-un suflet înapoi la moară. Bă, ce mai e și acum ce mai e? Îl întrebă în loc de bună ziua mezinul adormit. Miau, 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 mâine, miau, miau, stăpâne, soarta ta se va schimba. Nu trebuie decât să te scalzi în râu. Încă n-am mai pomenit ca o baie în râu să schimbe soarta cuiva.
Dar este o idee bună și am să merg. Da, am să merg la scăldat. A doua zi de dimineață, mezinul, însoțit de motan, se duse totuși la râu să se scalde. Abia intră în apă că motanul își înhăță hainele și le ascunse în tufiș. Pe drumul de țară tocmai venea o caleașcă. Dragii mei, cine credeți că venea? Da, ați ghicit. Motanul îi tăie calea. Ajutor! Miau, miau, ajutor! Stăpânul meu, jupân Carabas, se neacă! Ajutor! La geamul caleștii se ivi chipul speriat al prințesei. Hai, tată, grăbește-te, trebuie să-i sărim în ajutor, hai, tată, spuse prințesa. Gardă, strigă regele cu glas de tunet, salvați-l pe jupân de la anec! Salvați-l imediat de la anec, haideți! Garda regelui a dat fuga la râu după motan. Mezinul se sperie rău de tot, dragii mei, când doi vlășgani solizi au început să-l scoată cu forța din râu, unde visa cu ochii deschiși la cai vers pe pereți. Deoarece nu-i găseau niciunde hainele, l-au îmbrăcat în cel mai ales costum din cufărul regelui. La început, băiatul a vrut să protesteze, dar hainele bogate, țesute cu fir de aur, îi plăceau prea mult. Ce frumoase erau, dragii mei! Intră, te rog, jupâne, îi spuse regele, invitându-l să urce în caleașcă, unde prințesa îl privea cu ochi visători. Mezinului îi pieri glasul de uimire. Urcă în caleașcă fără să-și scoată un cuvânt și porniră într-o băit de bidivi spre castelul din împrejurim, care, castelul acesta, dragii mei, aparținea unui vrăjitor rău. Oh, ce vrăjitor rău era acesta! Motanul, mergând înainte, strigă oamenilor întâlniți. Secerătorilor, spuse acesta tare și binevoitor, viețile voastre sunt în pericol, da, miau, miau, viețile voastre sunt în pericol. Așa că, imediat, miau, miau, cum trece regele pe aici? Să-i spuneți că aceste câmpuri sunt ale lui jupân Carabas, stăpânul vostru. Pentru că dacă nu faceți așa, vrăjitorul cel rău vă va tăia capetele. Miau, miau! Așa că nu uitați, toate împrejurimile acestea sunt ale lui jupân Carabas. Miau, miau! Spuse îndepărtându-se de săcerători. Până se apuce țăranii speriați să răspundă, pe drum deja a apărut caleașca regelui. Hei, oameni buni, strigă regele, ale cui lanuri ați cosit? Ale cui sunt lanurile acestea minunate și bogate? Ale jupânului Carabas, ale jupânului Carabas, strigară țăranii cu toți într-un cor. Și din nou, dragii mei, regele plescăi de admirație. O, spuse regele, ce câmpuri mănoase ai, jupâne! Iar mezinul, dragii mei, căruia începea să-i placă tot mai mult rolul de jupân bogat, deja încremenise de uimire
spuse enigmatic. Ah, da. Între timp, dragii mei, motanul gonea într-un suflet către sumbrul castel al vrăjitorului. Cu îndemânare demnă de o pisică, se cățără din câteva sărituri pe zidul castelului și sări înăuntrul unei săli mari. La o masă impunătoare, care gemea de mâncăruri alese, stătea, dragii mei, acolo stătea vrăjitorul cel rău. La vederea motanului încălțat, aproape că scăpă din mână carafa cu vin. Și tu cine ești? Cine ești? Mormări el amenințător. Miau, miau, n-ai mai văzut niciodată, miau, miau, un motan încălțat? Îl întrebă motanul serios. Cum îndrăznești să-ți bagi joc de mine, cotoi nenorocit? Am văzut eu multe ciudățenii în viața mea, sunt un vrăjitor puternic. Miau, miau, dar se pare că miau, miau, nu ești în stare să te preschimbi pe tine însuți în ceva. Sau ești? Ho, 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 spuse vrăjitorul. Mă pot transforma în orice poftesc. Miau, 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 gurile rele, stimabile, spun că nu ești în stare, miau, să te transformi în ceva mai mic decât tine, ca de exemplu într-un leu. Abia, dragii mei, rosti motanul cuvintele acestea și... În fața sa stătea o bestie fioroasă cu cap de leu. Motanului, dragii mei, îi sări inima din piept de frică, dar își făcu repede curaj și spuse. Miau, miau, alții, miau, miau, alții pun pariu că n-ai fi în stare să te transformi în ceva foarte mic. Cum ar fi de pildă un șoricel? Leul a tras un răget înfricoșător, iar în locul lui a apărut un șoricel mic, mic, lipsit de apărare. Motanul, dragii mei, nici nu aștepta altceva. Repede sări asupra șoricelului, îl prinse și îl înghiți cât ai zice pește. Chiar în același moment, în curtea castelului intră caleașca regală. Motanul fugi pe scări să-i întâmpine pe distinși oaspeți. Deschise ușa caleștii și se înclină cu eleganță. Bine ați venit, miau, miau, domniile voastre, bine ați venit la castelul jupânului Carabas. Miau, miau! E greu de spus, dragii mei, cine era mai uluit de încântare. Regele, prințesa sau tânărul, care deja nu mai înțelegea nimic din tot ce se întâmplase în ziua aceea. O, ce castel minunat! Exclamă ca fermecat regele și îl bătu pe tânăr cu palma pe umăr. Sunt bucuros, bucuros că am prieten ca voi, jupâne, sunt bucuros, da, da, ce prieteni am. Se bâlbâi mezinul. Miau, miau, și acum,
spuse motanul încălțat, este timpul, miau, miau, să înceapă ospățul. Și îi conduse pe oaspeți la masa îmbelșugată. Ce nu se afla pe ea, Doamne, Doamne, ce nu se afla pe ea, toate bunătățile, dragii mei, tot ce și-ar fi dorit, fiecare era acolo pe masă. Friptură fragedă, prăjituri delicioase, fructe dulci, exotice, vinuri cele mai de soi. După ce se ospătară pe îndestulate, regele mai trase o dușcă de vin din pocalul aurit, se bătu mulțumit peste burta plină și spuse: Ei, văd bine, jupâne Carabas, că ești un tânăr de nădejde și foarte, foarte înstărit. Așa că ți-o voi da pe fiica mea de nevastă. Prințesa bătu din palme fericită, iar motanul mieună, miau, miau, fericit. La scurt timp după aceea, dragii mei, a avut loc o nuntă ca în povești. Fiul cel mic al morarului se însură cu prințesa și deveni prinț adevărat. Toți au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, dar mai ales motanul, care a fost numit șambelanul curții și se plimba mândru peste tot cu cizmele lui înalte. Iar când uneori fiul cel mic al morarului mai era întrebat cum ajunsese să strângă atâtea bogății și onoruri, se mulțumea să răspundă: Și apoi mai adăuga: întrebați-l pe motanul meu, numai el, da, numai el vă poate lămuri. Aceasta a fost, dragii mei, povestea Motanul Încălțat, semnată de frații Grimm. V-am citit-o din Poveștile Copilăriei, dăruită de Flamingo GD, pentru noi, pentru copilul din sufletul nostru. Vă sfătuiesc să citiți cât mai mult genul acesta de povești, să vă bucurați de ele și vă las pe voi să-i comentați înțelesurile. Pentru că din orice poveste, fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, avem câte ceva de învățat. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă aștept cu mare drag de fiecare dată. Vă doresc o zi minunată mai departe și rămâneți alături de 6 TV. Numai bine tuturor!